Bine v-am găsit la știri, iată principalele evenimente ale zilei. La începutul lunii august va avea loc etapa finală a licitației de desemnare a unui nou operator de transport și distribuție a energiei termice către cele aproape 20.000 de familii racordate la sistemul centralizat de termoficare a Sucevei. Deoarece a doua etapă a licitației de transport și distribuție a energiei termice a fost anulată, se va trece la ultima etapă, cea de negociere directă, care va avea loc pe data de 4 august, iar până pe data de 3 august se vor depune oferte la primăria Suceava. Termonet a fost descalificat la licitația anterioară, în etapa de negociere, pentru că a venit cu cerințe care nu erau prevăzute în caietul de sarcini, a adăugat Ion Lungu. Acesta și-a exprimat dorința ca până la jumătatea lunii august să fie desemnat noul operator de transport și distribuția energiei termice, care să asigure furnizarea apei calde și mai ales încălzirea populației în sezonul rece 2015-2016.